finalul sezonului trecut. Eugen a fost foarte aproape de a se căsători cu Diana, fosta lui soție Anda le-a stricat planurile, iar bătrânul domn Mariș a rămas în continuare burlac. Opriți mascarada asta! Diana a crezut că a dat norocul peste ea. I-a dat papucii lui Eugen pentru un tânăr milionar ce locuia la Monte Carlo, fără să știe că totul n-a fost decât o farsă de-a Andei. Soarta i-a încercat cu greu pe Andrei și pe Maria, însă iubirea i-a salvat pe amândoi. Eu petrecere pentru tine. Am venit în spital, vreau să mă odihnesc. E nunta noastră, Maria. La finalul sezonului trecut, inima lui Radu avea mari probleme. Bătea de două ori mai repede. O dată pentru Irina, noua lui iubită, și încă o dată pentru Delia, eterna lui parteneră. Mădălin a intrat la pușcărie împreună cu prietenii lui din clanul Mamiron. Dar fierea este alta acum. Cuvintele lui Andrei, auzite întâmplător în timp ce încerca să dea foc vilei Mariș, i-au înmuiat inima lui Mădălin pentru totdeauna. Oare s-au terminat aventurile familiei Mariș? Cu siguranță nu, pentru că urmează un nou sezon din Iubiri Secrete. Imediat după nuntă, eforturile lui Andrei de a se vindeca s-au întețit. Sprijinul soției sale și prietenia lui Takeshi i-au dat putere și curaj. Curaj! Curaj! Hai! Oh, Andrusa! E bine! Mai stai un pic! Nu, da? Hai, ține! Hai, hai încă o dată! Hai încă o dată, ține bine! Respira adânc, fă să poți, da? Da, hai, Takeshi, ține! Bine, bine! Hai, ține-ți ca să nu mai lume aceasta de aici! Deci nu pot să... Nu. Gata, să-i jucă. Când Arini, Andrei... Mama, Takeshi, lasă-mă, taci, te rog. O pauză, să fac o pauză, deci... Nu. Te rog. Nu. Uite că se chinuie prea tare. Nu pauza. Dacă facem pauza, nu rezolvăm nimic. Bine, hai să nu facem pauză. Să mai facem două ca să scap și să plecăm. Hai, da, hai. Ține de aici. Hai, Andrei, hai. Bravo, Andrei. Bravo! Nu, deci nu pot, chiar nu pot. Pe bune că nu mai pot. Și mă și scoți din să. Uite că vorbești în continuu jumătate și în pace. Nu mă rugați nimic, vreau să plec acum. Calma, Andresa. Păi, deci te rog frumos. Vreau să plecăm. Am să faci o pauză. Nu vreau să plecăm, bine asta. Nu faci nicio pauză, vreau să plecăm acasă. Dacă eu zic că nu pot, înseamnă că nu pot, da, și gata. Și dacă vreau să renunț, renunț și punct. Gata. Și când ți-am zis să faci o pauză de 5 minute? Nu mă ajută cu nimic dacă fac o pauză de 5 minute. E clar că exercițiile astea cretine nu mă ajută la absolut nimic. Hai să mergem. Andrei, nu mai țipa. Takeshi, mulțumesc pentru nimic. Andrei, deci te rog frumos. Nu vreau să te... Nu, acum înțelege-mă bine. Nu vreau să ne certăm, nu vreau să te dezamăgesc, dar pur și simplu chiar nu, pentru că nu are sens. Punct. Gata. Pauză. Vreau să plec. Bine. Nu mai țipa, da? Te rog frumos. Calmați, Andresa. Aștept aici. Takeshi, aștept aici. Dacă nu merge așa, trebuie să fac terapia secret. Până acum ceva timp, în mintea lui Radu n-a existat decât o singură întrebare. Pe cine să aleagă? Irina sau Delia? Cu greu a găsit un răspuns. Te-ai hotărât până la urmă pe cine alegi? Băi, nu mai începe iar că nebunesc. Știi că le vreau pe amândouă, că le iubesc. Da, da, de câte ori ți-am zis chestia asta și încă îți repet, a 15.000 oară. Da, mă, dar le vreau pe amândouă, ce nu înțelegi? Eu le vreau pe amândouă. Irina e mai bună. Da, bine. Da, știu vorba aia. Vânătorul care alergă după doi iepuri. Înțeleptule, las că eu le prind pe amândouă. Stai liniștit, nu-ți faci tu griji pentru mine. Și oricum așa nu m-a ajuns deloc, așa că... Ar fi bine să le iei pe amândouă. Hai, că trebuie să vină mama să mă ia. Hai. Și mai apucă-te de teme, putoare ce ești. Vacanță! Da, vacanță. Păi tu mereu ești în vacanță. Ce nu-i semana. Doamne, cred că iar trebuie să stăm de vorbă. Adică, în ultima vreme am cam stat foarte mult timp de vorbă. Și ultima oară când am vorbit serios, am vorbit de ăla mic. Mai ții minte când ți-am cerut eu cu testul ăla? Uite-l că-i tot aici ce mai ascultat. Vino de data asta,
Vreau să aleg o gacică. Una din ele, doamne. Una vreau, una. Delia sau Irina? Delia sau Irina? Trebuie să-ți repet, ascultă-mă măcar acum, odată. Fii atent aici. Am un plan pentru tine. Și fac ce vrei tu, dar măcar ajută-mă de data asta. Fii atent. Prima care intră pe ușă, deci prima care o să intre pe ușă și o văd, dar dintre ele două, nu mama, Irina sau Delia, prima care intră pe ușă, pe aia o aleg. Nu contează că stau aici o zi, două, o lună, nu mănânc, nu beau, nu dorm, nu fac nimic, numai bagă-mi una pe ușă, doamne! Da? Acum aștept. Aici stau până veni. M-ai ascultat odată, doamne! Iubita frumoasa mea! Vino-ncoace! Termină! Vino-ncoace, iubita mea! Ce dormi era de tine! Vreau să-ți spun ceva serios, să știi! Radu, ți-am spus să nu mai discuți cu mine până nu-ți vine mintea la cap. Nu, băi, uite, ca să vezi, printr-un făcut așa, acum mi-a venit mintea la cap. M-am hotărât, gata, te vreau pe tine, te iubesc, hai să ne iubim împreună. Hai, termină! Și cu Irina ce faci? Vezi, ne iubiți cu Irina? Nu, gata, uite, m-am hotărât, eu te vreau pe tine, renunț la ea, nu mai există în viața mea, îmi pare rău, eu te vreau doar pe tine, ea o să dispar. Și te aștept să te cred așa, pur și simplu? Păi, dacă te uita bine în ochii mei, ți-ai dat seama că vorbesc foarte serios acum. Ochii tăi sunt mincinoși. Nu, ochii tăi demonstrează cât de mult te iubesc și că te vreau numai pe tine. Irina dispare, uite, vreau să mă pupi acum și după aia o să mă duc la Irina și o să-i spun, ieși afară din casa asta, nu vreau să te mai văd pentru că eu o iubesc pe Delia. Se înțeleg că ele s-o pe ea, nu? Măcar puteai să-mi spui ca să nu mai sper ca o proastă. Măi, Irina, îmi pare rău. Asta a fost decizia mea. Îmi cer scuze. Asta e drăguț, nu mai sta acolo cu mutra aia de tristă, pentru că n-are rost. E ghinionul tău că a intrat a doua pe ușa aia, ce vrei? Poftim? Cum adică, știi de faza cu ușa? Ce fază? Nu, nu știu nicio fază. Ziceam și eu așa, hai. Cum adică? Adică tu știi ce am vorbit cu Dumnezeu? Tu vorbești cu Dumnezeu? A, nu știu, dragă, ce ai vorbit. Lasă asta acum. Important este că noi suntem împreună și așa vom rămâne. Nu, 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 nu. Lasă-mă să mă gândesc. La ce să te mai gândești? Șt. În urmă cu câteva luni, Anda, Delia și Mario i-au înscenat Dianei o mare farsă. Tânăra s-a despărțit de Eugen pentru un trai în lux la Monte Carlo. Cum te simți, draga mea? Chiar mă simt minunat. De altfel, tot ce se întâmplă alături de tine în ultima vreme e minunat. Sper să nu mă dezamăgești, da? Mă bucur că te simți minunat și îmi pare bine că venim până la Monte Carlo. Și eu mă bucur că am luat decizia. O să-ți ofer clipe de neuitat. Auzi, dar spune, de ce am venit aici? Păi, vreau să-ți fac o surpriză. Așa? N-am avut timp suficient să mă ocup de ea și am rugat valetul meu. Și acum se lucrează la surpriză. Încă una? Încă una și nu va fi singura. Abia aștept să plecăm de aici și să mergem spre casă. Sper că mergem spre casă. De fapt, nu e casă, ți-am mai spus că e un mic palat. Dar nu vreau să mă dau mare, o să vezi. O să rămâi surprinsă. Abia aștept. Mă simt destul de emoționată, să știi. Și chiar îmi pare rău că nu ne-am cunoscut mai devreme. O să te emoționezi și mai mult, o să vezi. Mă scuzi un pic, da? Sigur, sigur. Să vii repede. Bineînțeles. Mersi. Ce bine îmi pare că ți-ai luat țeapă. Mario, Anda și Delia? Mamă, nu vine să cred. O să le distrug pe nenorocitele ale Ferrari-le să fie. Irina a pierdut în fața Deliei și pentru câteva zeci de minute chiar a crezut că acela a fost sfârșitul relației ei cu Radu. Stop! Unde pleci? Nu pleci nicăieri? Stai aici cu mine, unde vrei să te duci? Ba da. Radu, m-am decis. Mă întorc acasă. Renunț la admitere și nu mai vreau. Fac orice, nu mai stau în casă. Cum să renunț la admitere? Nu renunț la nimic. Stai aici cu mine. În vedere că țin atât de mult la tine, o să accept până... Vreau să rămân cu tine! Vreau să rămân cu tine. Am renunțat la Delia, nu mai există în viața mea. Gata, s-a dus. Da, încă din momentul de când te-am văzut pe terasă că fugi, am știut că pe tine te vreau, nu pe ea.
Nu, nu, tu faci mișto, clar. Tu faci mișto, Radu, eu... Jur că tu vei fi singura mea iubită. Pe la mijlocul acestui an, clanul Mamiron a fost închis pentru escrocherie. La răcoare, Iani, Sorin și Taurul au avut timp destul să reflecteze. Mi-e dor de Delia. Mai pronunț cuvântul Delia. Avea farmece, om. Da, că avea farmece făcute. Nu înțelegi că vreau să-i fac rău, femeia este. Cum? Vreau să-i fac viața un calvar. Vorbesc serios. Foarte serios. Sunt foarte indignat. Cu cuvântul tău. Da. Dacă tu vrei să vezi că suferi. Dar eu! Am ținut-o la mine în casă. A mâncat, a dormit, s-a spălat. Te-a făcut din om neom, te-a păcălit. M-a înșelat. Ce face? Ne-a vândut. Și plus de asta, dragă Sorinică, știi ce vreau? M-am gândit mai bine, 25% din familia, din averea familiei Mariș nu mă coafează absolut deloc. Vreau mai mult, vreau să le iau toți banii. Vreau toți banii, ai înțeles? Ia vezi. Ce mă duc de familia mea? De familia ta? Ce vrei? Vorbeam de Delia, de cumnata mea sau, mă rog, fosta mea cumnată. Ce dorești? Ialin, de Delia poți să-i faci ce vrei tu. Da, nu pot să-i fac ce vreau eu? Ia spune. Dacă cumva unul dintre voi se atinge de vreun membru al familiei mele... Uite, stai frumos, mă, acolo. La mine nu mă amenință nimeni! Stați acolo! Ai înțeles? Tu nu ai înțeles un lucru, Ialin. Ce trebuie pentru să înțeleg? Pentru mine, familia... E sfântă. Pă bune? Vă luați de ei, vă luați de mine. Uh-huh. Eu am impresia că nu știu cu cine stai de vorbă. Am impresia că vrei să începi un război care l-ai pierdut din prima zi, din prima clipă. Eu zic să nu-l începem. E mai bine pentru tine. Mă dă niște jos că nu-i loc, ești nebun la cap. Îmi pare rău că nu pot să-ți dau satisfacție, nici astăzi. Încercați voi vreo șobolănie cu familia mea și să aveți personal de-a face cu mine. Toți trei. După câteva luni, Andrei și Maria au devenit soț și soție. După ce au învins moartea, au sperat că necazurile îi vor ocoli măcar un timp. Deci n-am niciun chef și pur și simplu nu am niciun fel de încredere în ceea ce spune Takei și că poți să ne revin și că toate chestiile astea. Chiar nu cred în treaba asta. Dar îmi spui și mie de ce crezi chestia asta? Pentru că de nu ce nu crezi că el o să țină de cuvânt? Eu sunt sigură. Mamă, Maria, băi, sigur. Care se ține de cuvânt și o să te facă bine, să vezi. Păi da, eu nu cred în treaba asta și vezi că... Dar de ce nu ai încredere în tine? Pentru că metodele... în el. Ok, n-ai încredere în el, dar ai încredere în tine. Maria, metodele lui nu sunt bune. Nu știu, încep să mă gândesc deja la treaba asta. Nu sunt bune. Nu încearc. Hai să stăm un pic aici. Nu, dar nu vreau. Hai să mai mergem, nu vreau să stau pe bancă. Nu, hai să stăm un pic. Hai, te rog. Bine, hai să stăm. Stai puțin. Până la urmă, știi ce contează? Contează că noi doi suntem împreună. În primul și în primul rând. Suntem căsătoriți. Ne iubim. Și ne vom îndeplini absolut toate visele. Asta e cel mai important. Nu contează nimic altceva decât că te am lângă mine. Și că până să fim fericiți împreună. Știu asta. Știu. Și să știi că dacă ar fi acum... Așa. Aole, deci simt, am așa o senzație din aia foarte ciudată că te-aș lua de nevastă încă o dată, pe bune. Păi tu ai mai putea să reziști la farsa lui Radu? Aole, Dumnezeule, da, tu fără... Tu ai putea? Mamă, Doamne, cum a putut să fie? Dar da, să știi că aș face-o pentru că mi-aș dori să te văd din nou în rochii de mireasă. Așa. Și mi-aș dori din nou să te aud zicând da. Și aș mai spune da încă de 10 ori. Așa te vreau. Stai să uite, mă duc și o să arunc așa. Poți să vreo jumătate de oră. Mă și mă trec mine, da? Ok, uite. Maria! Maria! Doamne Dumnezeule! Maria! Maria! Doamne, să mă auzi cineva, vă rog, Maria! Maria! Maria, unde ești? Maria! Doamne Dumnezeule, unde ești? Cineva să mă ajute, vă rog mult de tot, cineva să mă ajute! Maria, unde ești? În casa Mariș n-a fost niciodată liniște, înțelegere sau vreo urmă de armonie și atmosfera s-a păstrat de-a lungul întregii veri. Dragă mea, te-am căutat prin toată casa asta mare. Mi-a dat dor de tine.
Și cum să-ți fie dor de mine? Nu știai că sunt aici? M-ai văzut și puțin mai devreme. Mă, râzi de sentimentele mele pentru tine. Tu știi că am niște sentimente puternice. Da, foarte puternice, Mircea. Și plus de asta, am înțeles, te uiți pe această revistă. Nu-ar fi cazul să te apropii mai mult de mine. Suntem partenerii. Și jumătate din companie este a noastră. Putem fi imbatabili. Asta așa e, da. Am eu niște dubii în privința ta. Draga mea, întotdeauna am dreptate. Și ca să-ți demonstrez ce sentimente puternice am pentru tine, nu sunt eu zefinii, dar totuși. Da, da. Diamante? Tot ce este mai bun pentru tine, cum să nu fie diamante? Da, e frumos, dar totuși nu-l vreau. Poți să ți-l iei înapoi. Am și-o suficient de mulți bani, Mircea, ca să mă cumperi cu banii tăi. Nu se poate. Deci cum poți să refuz? Este vorba de... un cadou este sentimental. Nu este vorba de bani. Este dat din inimă, din sufletul meu. Pentru tine, iubita. Pentru mine trebuie să te străduiești mai mult, ți-am zis, iubitul. Ce vrei să fac? Pentru început? Așa? Să văd și-o cum îmi stă, nu? Adu-mi o oglindă. Draga mea, pentru tine și luna o aduc și soare. Uite, merge? Nu, nu, nu. O oglindă pentru început și e... Am plecat. După oglindă. După oglindă. Acțiunile alea nemernicule, cât ai zice pește. Imediat! Diana, te-ai întors! Ce bine îmi pare să te văd, Fufo, știi că mi-o datorez, nu? Și tu și Delia o să-mi plătesc pentru ceea ce mi-a făcut, ai înțeles? Nu o să-mi plătesc pentru nimic. Ha, asta crezi. Mai, ce se întâmplă aici? Ce-i cu tine? Iubitule, nu se întâmplă nimic. M-am întors și m-am certat puțin cu... Cum adică te-ai întors? M-ai părăsit exact când am avut mai multă nevoie de tine. Nu există, n-ai ce să cauți aici. Nu, ascultă-mă, nu te-am părăsit, doar am avut nevoie de o pauză. Mi-am dat seama în timpul ăsta cât de mult te iubesc. Deci ascultă-mă, te rog. Pur și simplu nu vreau să te mai văd. Nu mai-mi face nicio plăcere să te văd. Te rog frumos să părăsești casa. Nu te rog, nu faci asta, îți pare rău. Ba da, în momentul ăsta chiar pleci. Pur și simplu pleci și cu asta basta. A, nu fi supărat, Eugen, eu sunt aici pentru tine. În orice moment, eu sunt o locuitoare. Poți să bazezi cu mine oricând. Hai, nu fi supărat. O să mă întorc și o să vă arăt eu cine este Diana. Pe când se plimba alături de soțul ei în parc, Maria a fost răpită. Neputincios, Andrei a văzut cum femeia iubită este luată de lângă el. Maria! Doamne Dumnezeule, Maria, unde ești? Cineva să mă ajute, vă rog, Maria! Andrei! Andrei, calmează-te! Ce se întâmplă? Takeshi, ce fel de glume sunt astea, Takeshi? Îți bagi joc de mine, te joci cu inima mea, ești nebun, lasă-l în pace și bate joc de mine! Andrei, tu stai în picioare, nu vezi? Tu ești în picioare! Ține-te, ține-te! Stai! Doamne Dumnezeule, ce ați făcut? Ce s-a întâmplat aici? Ce ați făcut, oameni buni? Takeshi, ce s-a întâmplat? Nimica! Hai, să-l scot pe aici! Andrei, Takeshi, dar... Tare! Băi, deci ce s-a întâmplat aici? Ce-ați făcut aici? Andrei, calmează-te! Totul a fost o glumă! Nu glumă, terapia intensiv! Andrei, tu ai stat în picioare, îți imaginezi? Că ai stat în picioare? Andrei, tu ai stat în picioare! Dumnezeu, nu vine să cred că m-am ridicat! Uite-te la mine! Nu vine să cred ce-ați făcut, cum ai ajuns? Ascultă-mă! Noi am vorbit de dinainte, Takeshi m-a convins să fac acest lucru. Pentru că ție îți trebuia o sperietură ca să poți să stai în picioare, să te ridici. M-am ridicat, am făcut în picioare, Takeshi. Doamne Dumnezeu, deci nu vine să cred, nu vine să cred ce se întâmplă. Ești fenomenal, ești absolut. Ați vorbit de dinainte, ați aranjat totul de dinainte. Da, am vorbit totul de dinainte. Mă simt o forță, hai să mergem la sală, facem exerciții, facem tot, hai să mergem acum, plecăm, acum mergem la sală, gata. Păi, nu mergem la sală. De ce nu mergem la sală? Ce surpriză aveți? Mergem 2 săptămâni Japonia. Mergem în Japonia? Da, în Japonia. Toți trei? Da, ca să faci terapie intensivă și să poți să mergi. Da. Doamne, Takeshi, deci tu știi că o să aibă efect treaba asta din moment ce ai cumpărat bilete, nu? Păi normal! Doamne, Dumnezeule, ești, vino-ncoace, ești un nebun, dar ești un om bun, vino-ncoace.
ce, eu nebun? Ah, te omor, te omor. Hai să mergem, gata, plecăm. Haide, gata. Nu-l băgați. Du-mă acasă, du-mă acasă, Dumnezeule, Dumnezeule, nu vine să cred. Haide, haide. Chiar dacă Radu s-a răzgândit brusc și a ales-o pe Irina, Delia încă mai caută soluții pentru a-l recuceri pe Radu. O, iar ești mă supărată. Delia, lasă inelul ăla și fii un pic atentă la mine. Nu pot să-l las. Inelul de la Radu. Inelul de la Radu. Nu pot să cred, mă. Tot din cauza lui Radu ești mă supărată. Pe cum ai vrea să fiu, măi, dacă m-a părăsit pentru morcoveața aia? În loc să-ți găsești un bărbat adevărat, tu stai și plângi pe puștanul ăsta. Dar nu-mi trebuie un bărbat adevărat. Eu îl vreau pe Radu și numai pe Radu. Și trebuie să fac cumva să-l am. Să-l iau cumva, să-l iau cumva. Uf, ce supărată ești tu! O să te arunci în abizul disperării de atâta supărare. Uită-te-mă la mine. Sunt atât de fericită, merg toată atât de bine. Mircea, știi, Roșcova nu l-a urât. Este îndrăgostit de mine, Lulea. Și ce fac, fată? Îi iau banii și mă și distrez. Tu toată ziua, Radu. Dacă vorbeai de Sorin, bă, era o opțiune acum, na. Of, lasă-mă și cu Sorin. Tu-ți dai seama că imediat trebuie să iasă și eu trebuie să mă gândesc cum finalizăm divorțul, cât mai repede. Cum finalizezi divorțul, vezi? Tot din cauza lui Radu ești în problema asta. Doamne, ce emoții am. Ai emoții? Hai, stai liniștită că o să iei examenul ăsta. Te asigur eu că n-o să iei nimic. Ai înțeles? Și o să te duci înapoi la tine, la țară, tocilară. N-o băga în seamă, stai liniștită la sub. Mai bine mă întorc la mine la țară decât să stau aici și să vânez bărbați bogați, așa cum faci tu. Ți-a zis-o! Uite, vezi? Tipic de puștani. Ce să înțelegi de la așa ceva? I s-a urcat la cap. Uite-te mă la ea cât tupeu. Delia, tu lasă fleacurile astea și găsește-ți un bărbat adevărat. De când a fost închis Mădălin, Valeria a venit să-și vadă fiul cel puțin o dată pe săptămână. În restul timpului a făcut eforturi mari să-l achite. Ce faci, mami? Să rămână mamă. Bunjurică. Ce faci? Cum îți este mama? Foarte bine. Din ce în ce mai bine. Ai, mama. Eu vreau să fac ceva, să ieși repede de aici. Nu mai vreau să stai aici, mamă. Of, vezi, mămico, eu de-aia ți-am explicație de la bun început să nu mă scoateți și că vreau să petrec mai mult timp aici. Acum fac tratamentul cu psihologul, fac de atunci de când voi ați vrut să mă scoateți prima oară. Da, iubitul mama, dar Andrei și Radu nu depun plângere împotriva ta, așa că ar trebui să ieși acum. Mami, eu chestia asta am apreciat-o și am înțeles-o, numai că tu trebuie să înțelegi un lucru. Eu acum sunt ca și liber, pot ieși oricând de aici. Eu am rămas aici pentru tratament, pentru că tocmai acum înțeleg unde am greșit. Înțeleg cât am greșit față de voi. Mama, tu n-ai greșit față de noi cu nimica. Bine, oricum fie, spune-mi ce mai e pe acasă. Ce să spun, eu cu tata am rămas în casă alături de cele două panorame, Delia și Anda și nenorocitul ăla de Mircea. Eu nu știu, mama, cât o să mai rezist în casa aia. Eu vreau să plecăm de acolo, vreau să mă mut. Nu mai pot să stau în casă cu ea. Mami, începând din momentul ăsta, în jurul familiei noastre se vor învârti foarte mulți rechini. Foarte, foarte mulți. Iar eu, în momentul în care am sesizat de aici, îți promit, îți dau cuvântul meu de onoare că nimeni nu se va facă rău și o să vă protejez. Poate așa voi reuși să-mi scol toate păcatele pe care le-am în fața voastră. De mică, Irina și-a dorit să devină doctoriță ca toate fetițele. A venit la București printre oameni necunoscuți doar ca să-și poată împlini visul. Respir. Doamne, ce emoții am! Stop! Mamă, uite, mamă, ce facultate mare au ăștia aici, bă, tu îți dai seama dacă ai luat? Stai aici și mă uit eu, da? Da. Stai aici, da? Aoleo! Ce? Ai picat. Nu se poate, tu vorbești serios? Da. Doamne, nu pot să cred! Ce mă fac acum? Du-te și uită-te, hai! Hai că te aștept aici. Unde? Picați? Irina Părvulescu, admisă-mă! Ai luat examenul? Nu, unde? Arată-mi! Simon! Nu știu cum te cheamă acum. Am luat! Bravo! Ai văzut că ai luat?
Da! Deci, ești admisă. Doamne, nu pot să cred! Am luat la medicină! Dar știi de ce ai luat la medicină? Păi spune de ce ai luat tu la medicină, că ai făcut toate exercițiile alea de respirație gură la gură cu mine. Că dacă nu le făceai, picai toate examenele, spun eu. Bine, dacă vrei tu, așa e. Așa e, pupa! Nu, stai să nu ne vadă colegii, trebuie să fim... Și care e problema dacă te văd? Cum e problema? Poate că sunt viitor colegi pe aici. Vă rog puțină atenție. Deci, ea este iubita mea. Oricine va avea legătură în facultatea aceasta cu ea, ea se va da la cineva sau cineva se va da la ea, aveți legătură cu mine personal, ați înțeles? Deci oricine o vede cu altcineva, pac un telefon la mine și se rezolvă problema, da? Deci să ne fim bineînțeles, da? A rezolvat. Se rușine cu mine. Nu. Ai luat examen, nu? Felicitări, da. Pupă. Mersi. Hai să mergem. Hai. Hai să bem ceva, zic. Nu, iar încep cu băutura, nu, dă-mă. Nu. Păi de data asta îmi pare rău, o să stârni eu în gură direct. Haide. Treci la băutură. Dornică de răzbunare împotriva familiei Mariș și a locuitorilor casei, Diana a ales o cale pe cât de extremă, pe atât de periculoasă. Bună ziua. Bună. Ziua. Bună treabă. Ce vânt te aduce pe la noi? Parcă tu erai cu moșul ăla. Mariș, amintiri de criptă. Măi băieți, hai să vă zic, eu am venit să vă fac o propunere. O propunere? Da, o propunere. Și în ce constă propunerea ta? Păi, credeam că pot să vă ajut. Să puneți mâna pe toată firma Mariș & Son, ținând cont că eu știu tot ce se întâmplă în casa lor. Tu să ne ajuți pe noi. Să punem mâna pe ce? Pe firma Mariș & Son. Firma Mariș & Son. Dar dacă tu te-ai despărțit de moșul ăla, de bușurăbul ăla, cum poți să ne ajuți pe noi dacă tu nu ești acolo în casă? După cum vedeți, mă gândesc să mă aliez taberei adverse și cred că voi ați putea să mă ajutați să stau în casa aia. Să știi că nu sunt de ajuns numai craci. Voi aveți 25% din casa respectivă, da? Îmi semnați un act, cum că sunteți de acord ca eu să stau acolo, corect? Îmi place. Ei, păi atunci eu o să vorbesc cu avocatul meu, o să punem toate actele la punct și o să mai trec mâine pe la voi. Să le semnați. Auzi, da? Frate meu, stai un pic, păpușe, stai așa că n-am terminat. Tu ai încredere în pițiponca asta? Păi hai să spun ceva. Dacă tu ai încercat să mă minți, ți-aș tăia picioarele și ți-aș scoate și un ochi. Ok, mai gândiți-vă până mâine. Eu am înțeles în ce mă bag, așa că... aștept un semn de la voi. Tu vino și mâine. Mâine îmi semnați actele. Hai, pa! Pa. Să schimb rochia data viitoare. Pa, iubire! Ei, ce faci? Bună treabă! Ce bună treabă? Bună! E bună! Bă, trezește! Ce craci are? Ce craci? Familia Mariș! Familia Mariș aici! Nu ce craci! Craci că ăștia mai întâlnești, stai să punem întâi mâna pe avere și după aia! Băi, Sorin, n-are cum să mă facă pe mine. Niciun fel de femeie. E imposibil. Ai înțeles? E imposibil să mă pucălească pe mine o femeie. Tu nu vezi, mă, ce față ai? Până mâine o să mai mă gândesc la ce a spus ea. Și în plus de asta mai ne gătim și noi, că doar suntem la păcălie. Uite-te, la păcălie. Păcălie. Inspectorul Coman a avut un an greu, multe arestări, filaj, dosare în lucru. Înainte de a pleca în concediu, și-a predat dosarele noului coleg. Vlad Dumitescu, tu trebuie să fii noul nostru coleg. Într-adevăr. Coman. Adrian Coman. Mă bucur să vă cunosc. M-am uitat peste referințele tale. Bune. Chiar foarte bune. Mă bucur să văd asta. Ce să zic? Să ne urăm o lungă, fructuoasă și eficientă colaborare. Îmi doresc foarte mult să fie așa. Sunt cel puțin, să fie așa. Cel puțin ca aceea pe care am avut-o cu colegul pe care l-ai înlocuit. Cu patru. Sper să fiu mai bun. Chiar. Și totuși? Ascult. O mică curiozitate, să-i zicem profesională. Sigur. Mă bântuie. Sigur. La referințele tale, ai fi putut avea în Cluj, că am înțeles că ești ardelean, de acolo. Așa este. O carieră strălucită. De ce ai ales București? Un oraș tumultos, cu multe provocări, care te solicită la maximum în munca de polițist. Pentru că Bucureștiul are mai multe posibilități de avansare. Mult mai ușor m-aș putea deveni mai bun aici. Și am și un motiv personal. Care vreau să mă găsesc tatăl. Să înțeleg că nu ți-ai cunoscut tatăl niciodată până acum? Nu, din păcate nu. Și am și foarte puține informații. Am doar o poză veche, știu că e din București, nu știu cum îl cheamă și cam atât. Înțeleg. Am o misiune destul de dificilă. Îți doare să-l găsești cât mai repede.
Mulțumesc. Până atunci însă, uite de și tu ce e aici. Da, am văzut de când am venit că este foarte mult de lucru. Mult de muncă, da, într-adevăr. Mai ales că eu voi pleca 2 săptămâni în concediu. Am avut un an extrem de solicitant și am nevoie de o pauză. Sunt convins că așa este și eu, prin venirea mea aici, sper să fac totul numai ușor pentru noastră și să vă orez un concediu plăcut. La treabă. Să pornim. Exact a doua zi după vizita la închisoare, Diana revine în casa Mariș mai arogantă ca oricând. Bună, Valeria! Ce caluți panoramă aici? Păi mi-era dor de voi și m-am gândit să vin să stau și eu cu voi, să locuiesc aici. Știi ce? Și hainele, să știi. Mie nu mi-e dor de tine și nu vreau să-ți văd mutra. Deci te rog frumos, dispari. Cred că ne mai gândim un pic la chestia asta și dacă nu mă crezi, uite, îți dau o lectură așa de decidit. Te rog, lecturează-o. Nu înțeleg ce asta și nu te-am invitat în casă. Nici nu-i nevoie, Valeria, mă auto-invit. Mai ce se întâmplă? Ce-i scandalul ăsta? Ce-i cu tine aici? Uite, am venit să locuiesc și eu cu voi. Ce să faci? Nu înțelegi? Poftim, documentează-te. Ce-i asta? Este o înțelegere între mine și clanul Marmiron. Eu voi locui acum aici. Ai înțeles? E posibil așa ceva? Nu înțeleg. Da, este posibil pentru că 25% din această casă le aparține. Noi doi am făcut o înțelegere, eu și Iani, și voi locui aici. Măi, după ce scrie aici, se pare că așa este. E posibil. Bun, dar eu nu înțeleg un lucru. Ce nu înțelege, Urge? Dar e simplu, cum ai putut tu? Cum poți tu să te asociezi cu nenorociția? Dar tu cum ai putut, Eugen, să mă dai afară din casă? Păi ai plecat tu? Nu, când m-am întors. M-ai dat afară. Da? Firesc, bine, nu? Până vă obișnuiți voi cu ideea, eu mă duc să-mi aleg o cameră de jos, da? Bagajul? Unul dintre voi? Poate vin eu mai târziu, hai pa! Ai tupeu, fetiță! Ești mulțumitată tu cu pițipoancele tale? Asta mai lipsea acum? Diana? Spune-mi și mie ce vrei să facem. Până la urmă, singura soluție e să ne mutăm din casă, dar eu nu mai rezist în casa asta. Măi, nu se poate așa ceva. În casa asta nu pot să o dau așa pe mâna unor nenorociți. Ca Mircea, ca Diana, ca Anda. Casa asta am muncit pentru ea. Pur și simplu, nu plec de aici până o să mor. Asta este, cât o trăie aici asta. Ești înfierbântară, bunicule. Tu n-ai simțit căldura de afară? Da, suntem înfierbântați cu toții. Numai tu nu știi despre ce e vorba. Explicați-vă, vă rog. Ce să-ți explic? Spune-mi, ce vrei să-ți explic? Explică-i, mamă. Că s-a transformat casa în hotel? Foarte tare. Și cât luăm pe noapte? Știi cine a venit acum? Ia, spune. Vrei să spun cine a venit în casă? Cu deget. Diana. Diana. Exact cine ne lipsea. Și cine, mă? Păi cine mai e? Anda. Delia. Nenorocitul de Mircea. Nenorocitul de Mircea, deci nu oricum. Păi fii atent aici, mamă. Nu e grav deloc, fii atent aici. Nenorocitul de Mircea e tata, deci nu e nicio problemă. Anda, Delia și Diana sunt 3 gagicuțe super bune. Așa că pot să le iau la rând, nu? Măi, dragule, măi, dacă am putea și noi să fim senini așa ca tine, toate n-ar fi avea nicio importanță, nu? Ia stai tu așa, cum adică senini sau senili? Măi, Valeria, până la urmă, într-un fel, eu cred că are dreptate Radu. Hai, Doamne, iartă-mă, să nu mai luăm chiar așa în tragic. Le scoatem la capăt pe urmă. Corect! Fii și voi mai senini! Sau senili, depinde, cum vreți voi, nu? Bravo, uite. E grav de tot. E grav și să vedem cum îl scoatem la capăt. Simt că nebunesc, pur și simplu. Peste vară, Casa Mariș s-a transformat în hotel. Mircea, Anda, Delia și mai nou Diana s-au mutat în vilă. Iar conflictele sunt abia la început. Te văd și mai veselă azi decât în alte zile, nu? Da. Pentru că, în sfârșit, mi-a venit o idee absolut genială. Știu cum să-l recuceresc pe Radu. Ia zi. Cum? Eu cunosc un tip de pe vremea când făceam prostii cu Mădălin. Și vrei să te combini cu el ca să-l faci gelos pe Radu? Nu mai ai nebunit, ăla e un dement, ce ai? Vreau să-i dau suficient de mulți bani în așa fel încât să o terorizeze pe Irina până pleacă din București. Nu știu, să o sune de pe număr anonim, să o amenințe, să o urmărească, nu știu ce să-i facă, dar să plece. Tu știi că eu nu sunt de acord cu treburile astea. Și, sincer, nu înțeleg, te bagi cu dubioși de ăștia pentru ce? Pentru Radu. Credeam că e clar, nu? Oricum, acum el este vrăjit de inocența ei,
de tot Cilară, vai de mine ce cuminte este ea. Dar după ce va dispărea, își va da seama că pe mine m-a iubit întotdeauna și numai pe mine. Delia, Delia, vei avea o mare surpriză. Plecat în concediu, inspectorul Coman a lăsat toată treaba pe mâna tânărului Vlad Dumitrescu. Noul venit pare un om de încredere. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnule comisar! Respectele mele, dumneavoastră și instituției pe care o reprezentați. Bună ziua să fie, zic! Ce faci, mă, băiatule? Mai încet cu neaudă ăștia. Frate-mi, de cine e? El este comisarul Dumitrescu, noul coleg al comisarului Coman. Este omul nostru de legătură, eu l-am infiltrat. Încă nu sunt omul de legătură. Întâi vedem cum stăm cu banii, cum plătești. Cum stăm cu banii? Nu ți-au spus colegii tăi și mai precis colegul tău de la Cluj cum plătim noi? Clanul nostru nu ți-a spus? Nu ți-a spus de clanul nostru cum plătește clanul nostru? Mult, 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 ce mai vrei? Te spun că bine totuși, da. Hai să trecem la afaceri. Hai să, când ne-ai scos de aici? Păi, m-am gândit la un plan, domnul comisar Coman. Da. E plecat în concediu. Asta înseamnă că eu am puterea în momentul de față. Și legal, aș putea să vă scot pe bună purtare. Dar trebuie să fie bună purtare. Păi da, fii atent, uite-te, ia uite-te la mine. Da, la mine? Ia, ia, stai puțin. Ia, ia. Mai serios. Mai serios. Dar de taurul ce o să zică, cred. Vreau să fiți convinți că mai stați aici, că vreau să continuăm afacerile. Să colaborăm și după. O să colaborăm mult, mult și mai ales o să-ți dăm ce vrei tu. Bani mulți, mulți, mulți. Că tu vrei bani mai mulți decât noi. Asta cu bani îmi place, că de-aia mi-te în București. De asta ești milițian. Da, pentru bani și ca să găsesc pe Nemed Nicolae, tată, care întâmplă tot mie tată. Cum sună domnul polițist? Sigur, sigur, stai să dăm noroc. Hai să dăm noroc. Hai, lasă prostie. Noapte mult aici. Hai, pa. Salut. Lung ești. Așa lung. Mamă, cât de lung e ăsta, 3 metri are. 3 metri jumate și capul lung, zici că e cal capul. După întâmplarea aceea din parc, Takeshi l-a dus pe Andrei în Japonia, unde i-a aplicat toate terapiile cunoscute de el. Tocmai ce s-a întors. Dragii mei! Să rămână. Ia uite-i! Ce faceți, mami? Gata, v-ați întors? Salut, Takeshi! Da, bine ai venit! Întors, mami, suntem foarte bine. Ia povestiți-mi cum a fost în Japonia. Super, este o țară minunată, deci credeți-mă, este extraordinar de frumos acolo. Da, situația este că Maria a putut să se și plimbe, a și vizionat, eu, spre deosebire de ea, nu am putut să fac acest lucru pentru că Takeshi m-a terminat, m-a alergat, m-a pus să fac exerciții, eram în ultimul han. Da, Andrei-san a fost un samurai adevărat. Aole, și Maria-chan a făcut-o japoneza. Da? Da. Oh, ați învățat și japoneza, mamă? Da. Oh, bun. Și bun. Terapia? Terapia cum a mers? Bunicul, lasă-mi pe mine aici. Avem ceva foarte important să vă arătăm. Serios? Așa că din punctul meu de vedere, mai bine Takeshi, ia și tu un loc acolo. Te rog mult de tot. Păi ia să vedem. Ce a... Ne-ai pregătit un nou, mami? Hey. Ia uite. Bravo. Bine v-am regăsit. Ce mai spune tu. Lasă-mă. Mami, stai pe picioare. Se ține pe picioare. Hai că nu pot sta foarte pentru cum. Ușor. Bravo, Andrei. Bravo, Andrei. Nu e meritul meu, Takeshi m-a ajutat foarte mult. Mama m-a ajutat, știi cât de mult. Bravo, mulțumesc frumos. E un pas extraordinar. Takeshi. El a făcut totul. Takeshi. Mulțumesc mult. Takeshi. Da. Ia să te văd că zâmbești. Așa mai mult să te văd. Bine. Așa să te văd. Eu trebuie să mă grăbesc. De unde pleci? Iubita mea frumoasă. Mă așteaptă 2 săptămâni. Takeshi. Da. Trebuie să-ți mulțumesc. Mult, mult de tot. Și să știi că din momentul ăsta am hotărât. Faci parte din familia noastră. Da, Takeshi, cum ar fi să te înfieze bunicul? Te-ar chema așa. Takeshi Marici. Nu? Bravo. Sună bine. Sună foarte bine. Fugi, bară dumneavoastră. Îți mulțumesc din suflet. Mersi mult, Takeshi. Delia a descoperit o altă metodă ca să o înlăture pe Irina din viața lui Radu, la fel de neortodoxă ca toate. Alo? Metodele ei. Da, mă, ia
ajuns aici? Da, tu unde ești? Că nu te văd. Ok, hai că te aștept, da? Grăbește-te că mi-e frică aici singură. Alo, stai pe loc. Pe unde fugi? Da, voi... Nu trebuia să fiți la... La unde? Unde noi am venit... Stai să înțelegi. Stai, calmează-te, alo, maimuța. Ia Miuca. Miuca. Gata, sunt aici, gata, nu plec, stai, lasă-mă că... Cine ești, ai venit cu cineva pe aici? Nu. Bucuroasă de surpriză? Las-o. Ia zi, bucuroasă de surpriză? Cum ați reușit, mă, să ieșiți? Voi trebuia să fiți la... Am venit să te pedepsim, ce nu înțelegi? Dar pentru ce? Ce nu înțelegi? Dar pentru ce să mă pedepsiți? Că eu nu v-am făcut niciun rău, ați înțeles totul greșit. Eu n-am intenționat niciodată să se întâmple nimic. Din cauza cui este la pușcărie, din cauza cui am fost. Cauza ta? Tu nu ai făcut niciodată nimic, nu este vina ta, n-ai făcut nimic. Stai! Vino cu aia! Lasă-mă! Încearcă, Sorine, să nu mai te mișcă, mă obosești! Sorine, trebuie să mă crezi! Eu te iubesc pe tine! Crede-mă, te rog! Jegoasă, ce ești! Pleacă de-mi, ți-ar fi rușine să mă privești în ochi! Jegoasă! Dar nu ți-am făcut nimic, crede-mă! Stai, lasă-mă! Eu n-am... Ce faci așa? Să divorțez de tine? Eu am fost obligată, înțelegi? Și tu l-ai fost... Lasă-mă! Aici, nu mai te miști, fă! Vino cu aia! Nu, lasă-mă! Vino cu aia! Deci... Eu zic să ne calmăm, pentru că totul a fost o neînțelegere și eu n-am intenționat niciodată să fac rău. Eu zic să ne calmăm, pentru că eu n-am intenționat și n-am făcut nimic și... Auzi, de ce ești făcut aici? Ia vino cu aia! Nu! Fă nevoie de vitamină? Lasă-mă, Sorin! Zii, du-mi calciu, ce ai nevoie? Nu! Știu ce ai nevoie! Știu de ce ai nevoie! Nu ți-am făcut nimic! Taure! Nu mi-ai făcut nimic! Știu, nu mi-ai făcut nimic! Lasă-mă! Știi ce avem noi în debara? Știi ce avem noi în debara sau în debarale? N-avem zacuscă, fă! Știi ce avem? Goanțe! Goanțe! Cum e, Taure? Păi cât am pierdut din cauza ta, știi? Cât am pierdut noi? Răduitor, o? Te rog frumos, fără sipă de un glânț. Știi? Haide! Ți-ai făcut o... Haide! Nu! Așa îți trebuie, iubirică. Te rog! Cânățica mea! Mă rogi? Iubesc mult, hai să facem dragoste. Nu. Mă, uite și tu, Mircea, nu răspunde Delia deloc. Stai puțin, explică că nu înțeleg, nu răspunde la ce mod. Nu răspunde, nu știu ce e cu ea, acasă nu a mai venit, n-ai văzut că n-am mai fost pe aici în ultimele zile? Andrei, nu pot să cred. Doamne! Bravo! Bună! Tu ai venit la mine, nu? Nu, îl caut pe domnul Eugen pentru postul de menajeră. Eu sunt Eugen.